Rusia continuă să-și concentreze eforturile pentru controlul deplin asupra teritoriului regiunii Donetsk, menținând zone capturate din regiunile Herson, Kharkiv, Zaporojie și Mykolaiv. Acțiunile ofensive continuă în direcțiile Bakhmut și Avdiivka. Între timp, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că în această iarnă Rusia se pregătește pentru un atac decisiv în ceea ce privește energia asupra țărilor europene. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia că duce un război energetic împotriva Europei și a vorbit despre nevoia unei unități mai mari printre statele europene. Declarațiile președintelui ucrainean vin după ce Moscova a anunțat că închide pe termen nedefinit gazoductul Nord Stream, o încercare evidentă de a pune presiune pe Uniunea Europeană înainte de venirea iernii. Rusia намагається ще більше посилити енергетичний тиск. Rusia încearcă să crească și mai mult presiunea energetică asupra Europei. Pomparea de gaz prin conducta Nord Stream s-a oprit complet. De ce fac asta? Rusia vrea să distrugă activitatea normală a fiecărui european în toate țările continentului nostru, să atace cu sărăcie și haos politic acolo unde încă nu poate ataca cu rachete. Ucraina intenționează să sprijine Germania, cea mai mare economie din Europa, în încercarea de a pune capăt dependenței sale de importurile de energie din Rusia, furnizându-i resurse din propriul surplus de electricitate, a declarat pentru agenția germană premierul ucrainean Denis Șmihal, care este într-o vizită la Berlin. Șmihal urmează să aibă și o întâlnire cu cancelarul Olaf Scholz. Între timp, centrala nucleară Zaporojie, ocupată de forțele ruse, și-a pierdut din nou conexiunea la rețeaua electrică, a anunțat sâmbătă Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Acest incident s-a produs după noi bombardamente în zonă, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile ucrainene, organismului ONU. Totuși, centrala continuă să funcționeze datorită unei linii de rezervă. Bombă tot nu-i strașnă. Un obuz nu e atât de înfricoșător, dar centrala da, ea reprezintă cel mai mare pericol pentru noi și copiii noștri. De la începutul invaziei în Ucraina, Rusia a pierdut aproximativ 49.500 de militari, peste 2.000 de tancuri și 4.430 de vehicule, informează forțele armate ale Ucrainei.